După nenumărate așteptări, inspectorii școlari au anunțat că începând de săptămâna viitoare, toate rechizitele vor ajunge pe bănciile elevilor nevoiași, iar aceștia nu vor mai împrumuta de la colegi guma de șters sau creioanele. Pachetele cu rechizite au fost achiziționate și urmează ca după scurta vacanță intersemestrială să fie împărțite reprezentanților fiecărei unități de învățământ, aceștia având obligația de a le preda mai departe elevilor. Rechizitele valorează 22 de lei pentru elevii claselor 1-4 și 25 de lei pentru cei din clasele 5-8. Beneficiari sunt copiii din familiile cu un venit care nu depășește 50% din salariul minim de bază brut pe economie.